365 de povești din codrul verde. O carticică destul de groasă și cuprinzătoare. În ea vom citi povești legate de diverse animăluțe și diverse peripeții. Gunoaie în lac. Beni Broscoiul se trezi într-o frumoasă zi însorită și se gândi să-și înceapă ziua cu un scăldat pe cinste, iar apoi, până la prânz, să se bronzeze puțin la soare și să tragă un pui de somn. Însă, odată ajuns în apropierea lacului, se îngrozi de ceea ce văzu. Atât lacul, cât și împrejurimile sale erau pline de gunoaie, hârtii mototolite, pungi de plastic și flacoane. Beni strică cât se poate de revoltat. Dar aici? Ce s-a întâmplat? Cine a aruncat toate gunoaiele în lacul meu? De supărare, Beni n-avea putere nici să se mai miște din loc. În starea asta l-au găsit Happy și Șapi, cele două rățuște. Văzând gunoaiele, rămaseră și ele surprinse. Atunci ajunse acolo și Barza Coco și se apucară de treabă. Eu adun gunoaiele din jurul lacului. Beni, tu adună pungile și hârtiile de pe malul apei. Împărția sarcinile. Iar Happy și Șapi vor strânge flacoanele din mijlocul lacului. Toți s-au apucat de treabă. După o oră, lacul și împrejurimile sale erau din nou curate. Adunară toate gunoiele într-o grămadă mare și le transportară cu roaba la groapa de gunoi. În concluzie, dacă animăluțele pot, puteți și voi. Haideți să încercăm să păstrăm mediul mult mai curat și să învățăm să folosim coșurile de gunoi. Un lucru cam rar în ultimul timp. Deci, sunt povestioare foarte drăguțe din care putem să tragem diverse învățăminte. Eu v-am citit una singură. Voi cumpărați-vă cărticica sau luați-o de la bibliotecă și citiți și restul poveștilor. Sunt povești frumoase din care aveți ce învăța. Distracție plăcută! La revedere și vă mai așteptăm pe canalul nostru de YouTube Comorile Elisabetei. Nu uitați să vă abonați sau subscribe și noi vom fi aici cu multe, multe alte cărticele, jucărele și diverse activități și distracție cât cuprinde. O zi frumoasă vă doresc! Pa, pa!